De astăzi, Raionul Glodeni are trei vicepreședinți. Cea de-a treia funcție de vicepreședinte a fost inaugurată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Raionul Glodeni. A treia funcție de vicepreședinte de raion a fost inaugurată astăzi în urma modificării organigramei și statelor de personal ale aparatului președintelui. Venim cu propunerea în fața dumneavoastră pentru asigurarea acestor activități să modificăm organigrama aparatului președintelui și anume la subiectul statele de personal aparatului președintelui raionului. Se locuiește sintagma vicepreședintele raionului două unități cu sintagma vicepreședintele raionului trei unități. Și alta se exclude sintagma specialist coordonator în elaborarea și implementarea proiectelor investiționale. Cea de-a treia funcție de vicepreședinte va include problemele amenajării economiei și investițiilor. Pentru această funcție a fost votată candidatura consilierului din Partidul Liberal Democrat al Moldovei, Ion Maican. În virtutea faptului că am format o nouă unitate de vicepreședinte, care va fi orientată spre problemele de amenajare, economie, investiții și dezvoltare regională, în această funcție este propus consilierul Ion Maican, care este un specialist în domeniu și care are abilități pentru executarea acestei funcții. Este un domeniu nou, dar promit și mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată, promit să mă realizez la maximum pentru atingerea unor rezultate foarte pozitive și anume pentru Raionul Glodeni și pentru locuitorul Raionul Glodeni. Ținem să menționăm că la momentul de față Raionul Glodeni are trei vicepreședinți. Hotărârea a fost luată cu votul la 18 consilieri din alianța formată din partidele Partidul Liberal Democrat al Moldovei, Partidul Liberal și Partidul Democrat. Consilierii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova prezenți în sala de ședință nu au participat la votare. Deana Zaporojan, Mihai Moldovanu, pentru știri.